Vă urez o zi a copilului minunată, la mulți ani, alături de mine și tuturor celor care se simt copii. Eu mă simt copil, așa că astăzi e ziua mea să moară băiatul meu. Vă pup! Salut YouTube și bine v-am regăsit la un nou videoclip de reacție. Băi, frate, mă trezesc și eu. Bine, e două, de fapt era 1:30 când m-am trezit eu. M-am făcut și o cafeluță frumos aici. Și mă uit pe YouTube să văd și eu ce e pe YouTube și mi-apare Dorian Popa cu Cheluțu să moară băiatul meu. Zile de vară. Și am zis, mă, hai să văd ce melodie asta. Și când mă uit, maica mea, băi, melodia e Caterinca rău de tot tată. Așa că hai să nu mai stăm pe gândul să reacționăm. Da, aici la coaferent. Și vreau să vă zic să apăsați butonul de like acolo, să faceți mai multe like-uri la acest videoclip. Dacă vă plac videoclipurile de reacție, fiindcă vă plac videoclipurile de reacție, am văzut că vă plac videoclipurile de reacție și mai ales la asta că e Caterinca să moară băiatul meu. Nu putea să treacă piesa asta nereacționată pe aici, pe la noi, pe canal, să moară băiatul meu. Așa că, tată, să nu vă mai țin așa prea mult, că știu că nu vă place să vă țin mult la intro, că vă plictisesc. Hai să-i dăm drumul, play! Oh, stați așa, stați așa, de la cap, scuzați-mă. Play! Deci să vede că începe frumos cu Caterinca. Sunt 100 de zile în vacanță. Și după aia când aud tată, dau și eu drumul la melodie și când aud sunt 100 de zile în vacanță de vară și vine nostalgia aia de copil mic, că mă uitam eu la Phineas și Ferb să moară băiatul meu. Cred că vara asta dau drumul la seara lui tata cu Phineas și Ferb, că să moară băiatul meu. Mi-a trezit așa o nostalgie în mine, dar așa de dimineață la 2, sunteți nebuni. Hai să-i dăm drumul. De vară, ce bine cu toți vom petrece. Deci problema anuală în vacanța de vară, că ne vom distra până trece. Ohoho, mamă, de-abia aștept să mă duc eu la piscină, chat. De pildă, căsuțe ridicăm, chiar mașină. Și eu mă așteptam aici să fie ceva gen, să fie mult mai apropiat de ce se întâmpla melodia aia, să moară băiatul meu. Dar au personalizat-o cumva, gen, pe, am molat-o pe viața lui, ceva de genul, chat. N-am sau ciocanii spre un concert. Ori descoperim ceva ce nu există, sau pe Cheluțul dăm cu gel. Facem show pe vlog, creiem piese de top sau challenge-uri pe Instagram. Oh, la cartuning, la sau cum să numi, cartuning, nu știu cum se numește. Filmează, Cheluțul nu fi black, nu te mai înțeleg, îmi iau bagajele și plec. Popașez. Ai auzit pe Cheluțul, popașez. Popa, șez popa. 100 de zile, vacanța de vară, ce bine cu toți vom petrece. Bă, ce mi-aduce, bă, melodia asta de fiecare dată când o aud, cu o mai aud pe TikTok, o mai aud pe ăștia, de fiecare dată îmi trezește sentimentul ăla de copilărie să moară băiatul meu, când de frumos era că stăteam vara la mamaie și mă uitam la Phineas și Ferb să moară băiatul meu, că toată vara o petreceam la mamaie. Dacă știți cum e sentimentul, apăsați butonul de like, chat și lăsați un comentariu să moară băiatul meu la acest video. Deci problema anuală în vacanța de vară. Ce curs sexy are popa, uitați-o. Gay, sunt gay, nu sunt gay. Apropo, să nu vă luați de freza mea, că să moară băiatul meu doar ce mă trezi. Și nu, eu nu mi-am mai făcut freza de 50.000 de ani, să moară băiatul meu, îl spăl și așa-l las. Până trece. De pildă, în mare înotăm, pe plajă ne bronzăm. Am uitat și de ghios de nel. Am uitat și de ghios de nel. Bă, chiar e Caterinca, chiar îmi place, e mișto melodia, dar e decât 1:48. 3, nu, școala nu mai există. Adio, pixuri cu gel. Cu gel. Facem show pe vlog, creiem piese de top sau challenge-uri pe Instagram. Woo! Să moară băiatul, bă, chiar îmi place, e miștorul, Caterinca maximă. Cheluțul nu fi black, nu te mai înțeleg, îmi iau bagajele și plec. Popa, nu-i voie. Și cum vedeți, multe avem de făcut, dar cu nu-i timp de stat în loc. Hai, Cheluțul, voi stați cu noi cu... Că Phineas și Ferb, da, ei vor face tot. Voi stați cu noi, că Phineas și Ferb, da, ei vor face tot. Popa și Cheluțul, ei vor face tot. Voi stați cu noi cu Popa și Cheluțul. Mamișor, vezi că popa și Candace. O, salut Candace. Ce te-ai schimbat Candace, parcă era roșcată. Nebună rău Candace, ești rău de tot, ești nebună. O piesă de trending. Sunt 100 de zile. Popa vrea să facă piesă de trending, dar mai de vară, ce drecu. Vacanța de vară, ce bine cu toți vom petrece. Deci problema anuală în vacanța de... Da, tata, așa o să ajung și eu cu muși de ăștia, așa mulți că mă duc la sală. Da, să moară băiatul meu de 2:30 de ani, că am gantere și nu fac cu ganterele, să moară băiatul meu. Cheluțul pe popa-l întrece. Cheluțul pe popa-l întrece.
L-a lăsat cheluță, bă, Dorian, pe afară. Cea mai șmecheră să moară băiatul meu din ultimul timp, melodie pe care am ascultat-o pe YouTube-ul ăsta, cea mai Caterinca. Asta nu e melodie de ascultat în mașină sau de ascultat de zi cu zi, dar așa când îți vine să bagi o Caterinca, când îți vine un vibe, când vrei să ai un vibe de la forță, asculti pe Dorian și pe Cheluțu, zile de vară, chat. Cam atât a fost cu această reacție. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, clopoțel, cei care sunteți noi. Nu uitați să-mi dați mie un follow pe Instagram. Aveți linkurile în descrierile de la Instagram și TikTok și Facebook. Vă pup, chat. Nu uitați că diseară la 10, în fiecare seară, aproape fiecare seară la 10, facem live-uri cu oameni. Încercăm să facem mai multă Caterinca acolo. Glumim, căutăm gagici. Eu am fost Rusty, chat, și ne reauzim la următorul videoclip sau următorul live. Pa, pa, vă pup. La mulți ani de ziua copilului!